Salutare! Facem aici o tocăniță de ceapă cu pasăre de curte și, bineînțeles, pentru început trebuie să fierbem întâi pasărea, da. Că e o pasăre mai bătrână, de vreo 2 ani. Întâi o fierbem. După aceea ne ocupăm și de următorul pas. Acum, deocamdată, după cum vedeți, a început să dea apa în fier, ea fierbe. Punem aici o foaie de dafin și câteva boabe de piper și o lăsăm să fiarbă în continuare. Vreo 2 ani? Nu, frate, nu. Să fierbe aici. Suntem aici la plită, băgăm aici forje din destul ca să fie flacără tot timpul, să ardă tot timpul plita aici și iau să se fiarbă, maxim o oră să fierbe. Da. Acum s-a fiert bucățelele, am scurs apa și le-am scos de aici și punem ceapa la călit în ulei. Deci, cum v-am zis, într-o oră bucățelele au fost gata, că da. A fost focul iute. S-au fiert. S-au fiert foarte bine. Și acum călim ceapa și după aceea punem ce mai e de pus. Avem roșii în bulion, punem și un cățel de usturoi. Da. Ardelul. Așa, după cum vedeți, ceapa s-a călit. Punem acum și puțin usturoi. Punem și ardeiul. Îl lăsăm și pe el un minut, două, să se încălzească și el aici. După aceea o să punem roșiile. După ce s-a călit și ardeiul, punem și o lingură de făină. Așa. Și acum zeama de la găină. O lăsăm să mai fiarbă puțin și cu zeama de la găină și pe urmă punem roșiile. Așa. Acum punem și roșiile în bulion. Am avut vreo 6 roșii mari. Roșii din curte, din solarul congelator. Nostru de aici. Da. Și le lăsăm să fiarbă și cu roșiile. Și o să punem și cu cuțelele. Aici. Tocănița este gata, a fiert destul și cu roșiile, acum punem pătrunjel și mărar și noi vă dorim poftă bună și să încercați și dumneavoastră acasă, la dumneavoastră, dacă aveți plită la curte sau la aragaz, sau la aragaz, unde puteți și unde puteți. Aveți să faceți, puteți să încercați, este o mâncărică foarte bună, e ușor de făcut
Da. La revedere!